Bonjour! Iată-mă, Tarotela, adevărata Tarotela, bine ați venit la adevărata emisiune Tarotela. Continuăm etalarea pentru numerele 3 și 4, facem această continuare, pentru că mi-era frică să nu se întrerupă. Am preferat să întrerup eu. Ce frumos, ce se întâmplă în viața voastră frumos? Încercăm să vedem parte din lucrurile frumoase care se vor arăta în timp și să vedem de ce ar trebui să vă eliberați sau să lăsați în urmă o perioadă, ca să puteți manifesta eventual altceva. Iac. Mi-am șters ochelarii, ca am obiceiul să-mi pun tot timpul mâna pe ochelari și... Na. Oh. Ochelarii aceștia nu-i folosesc. I-am folosit odată când am avut probleme cu vederea, dar altfel nu-i folosesc. De obicei îmi țin părul. Ok. Numărul 3. Cei care ați ales această cruce, da? Probabil unii vă considerați religioși, spirituali, nu știu din ce motive ați ales, dar cred că majoritatea cei care vă considerați religioși ați ales această cruce. E frumoasă, într-adevăr, și mie îmi place, dar nu uitați că diferența este mare între a fi spiritual și a fi religios. Religia poate să te aducă mai aproape de spiritualitate sau te poate ține pe loc. Pentru că sunt reguli și în spiritualitate uneori regulile vechi nu mai au rost, trebuie schimbate. Hai să vedem o chestiune. Da, vedeți voi, ați ales crucea care reprezintă 4. Numărul împăratului, un număr foarte încăpățânat, care este fix, într-adevăr, oferă stabilitate, dar unor prea fix. Ce interesant, mai este bine? Ce interesant că sunt 4 brațe, dar sunt 5. Sunt 5. Să zic, cristale. De la 4 trebuie să treceți la 5. 5 este marele preot, într-adevăr, este religia, dar este și... ghidul spiritual. Pentru că 5 aduce schimbare într-un fel sau altul. Trebuie să învățați să produceți schimbarea în viața voastră. Unul dintre voi. În viața voastră. Poate chiar în casă. Casa 4-a. Poate prin iubire. Casa 5-a. Prin creativitate. Nu doar prin reguli stricte. Prin multe feluri. Hai să vedem ce apare. Numărul 3. Am zis diferență între a fi strict, a fi religios, a fi stabil, a fi, eu știu, protector, da? Și a fi protector și creativ, a fi stabil în schimbare, pentru că totul se schimbă în jur și dacă nu suntem deschiși către aceste schimbări, mult rău ne producem, rămânând încăpățânați. Interesant. A venit o carte, ca de obicei pică pe jos, pentru că fac pe margine. Zero! Luați de la zero, intrați în punctul acesta. 0, 0, 1. Aveți de ales. Ce carte a apărut? A apărut bine. 3 de foc. 3 de foc, 3 de bâte. Dar seamănă cartea cu nebunul din tarot. Este o chestiune care ține de călătoria vieții voastre, ar trebui să fie călătorie către spiritualitate. 3 de bâte ține de natura jupiteriană, cea care dorește să exploreze viața și din alte perspective, care vrea să iasă din regulile despre care am tot vorbit, probabil că nu întâmplător, tocmai ca să explorați ceva. Trebuie să învățați să aveți credință în sensul de a avea optimism, nu a fi închistați în niște reguli, aia nu-i credință. Optimismul, speranța, idealismul fac parte dintr-un alt aspect al credinței. La capătul setului de cărți aveți 0, 0 și 3 de bâte, 0 și călătoria. Sunteți la început de călătorie, dar aveți de ales să... Da. Ce frumos! Frumos ar fi să lăsați măștile în urmă, da? Chiar dacă doare lumina, chiar dacă doare adevărul, chiar dacă poate vă e rușine
cu adevărata voastră față, pentru că masca arăta într-un anume fel. Și nu vorbesc doar despre voi, despre voi în relații cu anumite persoane, pentru că toți am avut măști sau, mai bine, acum cu COVID-ul clar am avut toți măști. Ați văzut ce neplăcut este? Ați gândit la această experiență? Ați învățat din ea ce înseamnă să ai mască, domnule? Ba unii și pe ochi și peste tot. Ce înseamnă? Mai ești tu autentic? Cine ești tu în spatele măștilor? Nu ești nimeni. Sau ești nimeni. Ești un număr. Ești o figură. Dar nu ești tu. Și cred că unii dintre voi asta trebuie să descoperiți, da? Zero. Sunteți la început de drum. Într-o călătorie în care vă va. Veți descoperi, vă va arăta, eu știu, divinitatea. Că vorbeam de divinitate, de spiritualitate versus religie. Sistem de gândire. Poate că și călătoriți. Și la un moment dat, într-una din călătoriile voastre, veți hotărâ, gata, trebuie să o iau de la zero. Sau gata, schimb traseu, nu mai vreau să merg pe același traseu, zi de zi, schimb traseu. Și în momentul în care schimbați traseu, se întâmplă schimbarea despre care am vorbit. Și, regele de aer, nu de aer, a spus de aer, o fi de aer, o fi... Da, o fi cineva cu marcaj în semne de aer, gemeni, balanță, scorpion, nu scorpion, domnule, ce am? Vărsător, dar o fi având legătură cu luna în scorpion și regele de foc. E vorba de semn de foc mai mult sau mai puțin, sau aspecte pe semne de foc, pe semne de aer. Aspecte ale voastre, ale altor persoane sau pur și simplu aspectele din tranzit care vă influențează într-un anume fel. Leu, săgetător, berbec. Interesant este că se produce o schimbare, moarte și renaștere. Ieșiți din programe, cum am spus, 8 de spade, vreți să lăsați programele alea, fanatisme sau lipsa credinței, sunt multe, da? Și vreți să renașteți în pasiune, în autoritate, autoritate în sensul frumos, creativ, al casei a cincea, da? Să vă creați viața voastră, să renunțați la măști. Că în spatele măștilor poate o figură plină de pasiune, creativitate, dar care nu s-a putut manifesta din cauza programelor. Iacă așa, 8 de spade, blocajelor mentale, care țin de familie, de religie, de educație, de carieră, de statutul vostru, eu știu, căsătoriți, necăsătoriți, tot. Sau legătură toată cu ce am zis mai devreme. Da. Eventual e o flacără aici, care vă atrage atenția, vă inspiră, pare tentantă, dar până nu ajungeți la ea sau nu vă apropiați, n-aveți de unde să știți exact dacă e tentație, sau e dacă e o flacără, totuși, o făclie care vă luminează calea, apropo de cale, într-o nouă direcție. Zero. Zero. O nouă direcție. Unii dintre voi poate vreți să vă schimbați locația. 3 merge către 4. 4 de bâte ține de casă, de stabilitate, dar nu falsa stabilitate, aceea în confort, în restricții, în reguli. Ai făcut mâncare? Ai călcat rufele? Da, să trăiți. Nu, glumesc, exagerez, dar nu. Nu genul ăsta de relație. Vreți o relație plină de pasiune, da? De glume, de joacă, de călătorii, de diferite chestii, da? Hai să mai vedem. Ce a trebuit să lăsați în spate? Deci sunteți în plină călătorie personală, de descoperire. De descoperire. Drăguț. Este unul din astea, eu cam aspecte în săgetător am nodul nor. Lăsați în urmă minciunile, apropo de măști. Ia uitați-le, le lăsați în urmă. Măștile. Vorbeam de 4 de bâte, e nemanifestat. Urmează să manifestați adevărata relație stabilă în creativitate, în pasiune, în căldură.
în bucurii, în colaborări fructuoase, benefice. E, de fapt, cartea flăcărilor gemene, da? Sau a sufletelor darmice. Lăsați în urmă minciunile. Dacă voi ați venit aspecat cu 3 de bâte și nu v-ați împlinit, nu v-ați așezat undeva, apropo de cruce, de stabilitatea asta despre care am vorbit, probabil că ceva acolo s-a întâmplat, ați avut niște experiențe și ați zis, nu? Dacă sunteți voi care veniți, plecați, veniți, plecați. Dacă e altcineva, cu atât mai bine să fie altcineva, lăsați în urmă strategiile, minciunile, oamenii care nu-și arată adevărata față, voi înțelegeți lecția. Că vorbim de 5, de ghidul spiritual, de profesorul spiritual. Cineva eventual vă arată. Mai, vezi că te păcălești, vezi că nu e bine, vezi că e... Hai să mai vedem cealaltă, sper să mai vin. Și dacă nu vă arată, poate această etalare vă arată. Dar eu zic că mergeți în continuare. Ap! Interesant, valetul de cupe invers. Pentru cineva, poate, că vorbeam de casă, de reguli, de fanatisme religioase sau de, vai, ce zice lumea. Poate că cineva v-a manipulat cu un copil. Orică a rămas gravidă și de fapt n-a rămas. Orică are copilul cu voi și nu-i copilul vostru. Orică, vai, cum poți să pleci că noi avem copii împreună? Bă. Știți foarte bine că mulți copii apar din cauza neglijenței sau inconștienței. Sunt foarte puțini oameni, mă simt provocată să spun lucrurile astea pentru cineva, probabil. Sunt foarte puțini care conștientizează ce înseamnă să aveți un copil și îl faceți într-o anumită stare, eliberați de karmă. Bă, e cam complicat, dar pentru unii așa este. Sunteți la răscruce de vânturi, de drumuri. Vreți să manifestați fericire, bre! Bra! Fericire vreți! Manifestați fericire! Nu jocuri mentale, nu manipulări emoționale. Repet, cineva vă manipulează cu un copil pentru cineva. Poate că unii dintre voi, aici iar sunt sigură, după cum mănâncă nasul, sunt sigură că fugiți de exprimarea emoțională. Ați fugit de... Valetul de cupe reprezintă comunicare și din suflet. Așa ați fost învățați în familie, educația 4 și 5 despre care am vorbit, aici este. Cineva v-a învățat, numai dacă e bărbat, nu trebuie să exprime emoții. Poate și la femei se întâmplă așa ceva. Nu, măi, dacă nu e bine să spui ce simți, că lumea te consideră slab sau vulnerabil. Nu, este așa. Normal este să fiți autentici. Da? Autentici. Mai dăm o carte, mă special pe... 7 de spade. Aici este păcăleala voastră. Pe care ați primit-o, repet, în casă și printr-o anumită educație. Nu zic că vă scuteți de vină sau așa, a voastră, a cuiva, dar gândiți-vă și la a voastră. Că poate ați sta lângă oameni care nu au exprimat emoțional, care nu au fost corecți, care au venit, au plecat, nu s-au implicat și ați suportat, că... Nu știu, vedeți de ce ați suportat. Chiar dacă nu este minciuna voastră, este minciuna cuiva, dar când cineva, când trăiți lângă cineva care vă minte constant, nu înseamnă că vă mințiți și voi. Hai să fim serioși. Asta este autosabotaj. Da? Ia uite, și în timp ce vorbesc apare marele preot. Păi? Căsătoria, familia, banii, stabilitatea, falsa stabilitate. Mai dăm o carte pe... 7 de spade. Lăsați măștile sau lăsați aici, repet, este o mască pe care și voi ați purtat-o în preajma lor. Sunt foarte puțini oameni autentici care pot să fie sinceri în fața celor care poartă măști. Și pentru asta trebuie să discutăm despre relația empaticii versus narcisiștii.
Dar până empaticul pune oglinda în fața narcisistului și se poartă ca narcisistul, și empaticul se păcălește. În fine, mult de povesti, dar hai să vedem 7 de spade. Posibil, nici voi nu ați... Ah, 7 de spade. Aici v-ați păcălit, ați crezut că o să fiți fericiți lângă cineva și n-ați fost. Cineva poate să fie o căsnicie 10 de cupe care a părut frumoasă, cu valetul de cupe, poate să fi fost o sarcină neprevăzută la un moment dat cândva și ea că v-ați trezit și cu familie și cu copii, unii dintre voi, așa simt, da? Și în care aveți parte de lupte tot timpul, da? Trebuie să munciți tot timpul, dar munciți ca să vă cunoașteți pe voi într-o nouă direcție decât să vă, să vă luptați tot timpul în relația în care sunteți. Oricineva, da, cu 7 de spade și 10 de cupe, poate că ori voi v-ați creat niște iluzii, cineva v-a creat această iluzie, dar cred totuși, cât vreți voi să recunoașteți, ceva se întâmplă în casa voastră, a patra și în casa a cincea, este clar. Dă și pe valetul de cupe invers. Poate că unii dintre voi ați fugit de fericire, da? Poate să fie și fuga de fericire, că ați spus că nu există fericire, că oamenii manipulează, că aia. Voi trebuie să știți ce e în sufletul vostru. Eu doar citesc cărțile, vedeți printre toate mesajele care sunt cele pe care, sau cele care vă reprezintă. Că nu ar fi toate, dar unele sunt. Valetul de monede. Da, pentru bani ar fi cineva să vă manipuleze cu un copil, tot copii, sau vă aleți o comunicare. Eventual, nevoia de a da bani în casă pentru copil și aici aveți impresia că nu e familie fericită, aici este marea păcăleală a cuiva. Iar lupte, ia uite, justiția nu zic musai că e balanță, dar pentru cine vrea să fie. Dar e contract la locul de muncă sau în familie. Contract, bani, lupte în sensul luptelor. Ego. Dar vă puteți transforma, puteți să manifestați dreptate și justiție altfel de acum încolo. Sunteți în punctul zero. Ori purtați măști în continuare, eventual nu vă arătați pasiunea și pasiunea moare în loc să se transforme, moare în programe mentale sau încheiați moarte programelor mentale despre care am tot vorbit, da? Și renaștere. Asta e un soi de phoenix. Renaștere. Renașteți. Dincolo de măști și dați jos măștile, chiar dacă doare, e neplăcut. La început. Dar cu cât vă descoperiți calea, cine sunteți voi, ce aveți voi de făcut, cu atât vă apropiați de adevăratul ideal, nu de falsa, de iluzia. Da? Aici aveți ceva de lăsat în urmă. Hai să vedem spre ce ar trebui să mergeți dacă, bine, lăsatul ăsta ține de niște luni de zile, și mersul către binecuvântări, către bucurii, către miracole. Și acesta poate să țină de câteva zile. Câteva zile? M-am zis, o fi zile. Vreau să zic de câteva luni. O fi zile. Ups! Iar mai apărut la un număr. Exact 5 de cupe, dar nu mai știu. 1 sau 2. Exact, da. Veți bloca pe cei care vă țin cu capul în jos, pe cei care v-au creat lacrimi într-o formă sau alta, sau dacă voi ați provocat lacrimi, cineva vă blochează, dar vindecați temperanța și steaua și moartea. Vai, dar ce renaștere! Ce renaștere! Vedeți aici renașterea, moarte și renaștere, judecata, steaua și temperanța. Fantastică transformare! Dar hai să vedem în ce direcție. Dacă blocați pe cei care vă creează depresii. 5 de cupe e un personaj care vă creează depresii. Păi, când ai parte de manipulări, de jocuri, de asta, cum să mai crezi?
Că trei de bâte are speranță, vede viitorul altfel. Cum să mai vezi viitorul? Dar totuși, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă în viața voastră. Trei, poate ați comunicat, e Mercur, ați comunicat cu cineva sau ceva vă inspiră într-o călătorie, într-o formă sau alta. Blocați. Oamenii care vă depresează și avem. Hai, înspre ce mergeți? Eventual alegeți. Ia să vedem. Ce ar trebui să alegeți? Interesant, vedeți? Aici este ca o eclipsă. Că vorbim de eclipse. Ei, ce frumos puterea! Asta este! Foarte frumos! Bravo! Felicitări! Decât să fiți depresivi, cu capul în jos, în lacrimi, pentru că intuiția totuși e intuiție. La unii chiar lucrează, chiar dacă ei încearcă să fugă de intuiție. La un moment dat, am zis eu în videoclipul anterior, își face cât are adevărul, lumina, Duhul în viața unora. Și dacă l-ascultați, că am văzut cărțile alea puternice, moarte, transformare, în sensul cu moartea vechiului ego, moartea orgoliului, moartea minciunilor. Și minciunilor pe care ni le spunem singuri sau pe care ni le spune, să zic, familia, că asta e, nu toată lumea e educată, nu toată lumea e spirituală, nu toată lumea a citit suficient și a învățat suficient, asta e, da? Deci oamenii care v-au ținut în ce am zis mai devreme și v-au ținut cu capul în jos, v-au adus lacrimi, depresii, sau poate voi ați provocat așa ceva, cine, ce și cum, alege puterea. Ce înseamnă puterea? Ia uite, apare de două ori. Să vă transformați viața. Și aveți aici un zero. Transformare intensă, moartea egoului, ego death. Dar ce drăguț e în seria asta de cărți. Puterea asta vă face și romantici, vedeți ce drăguț e, are un trandafir în botuleț. Vă face romantici, am mai picat ceva jos, stați așa. Interesant. Cum să pun eu cărțile astea? Ceva v-a ținut pe loc. 8 de bâte, invers, și roata norocului, invers. Roata norocului ține de mișcare și 8 de bâte, toate de mișcare. Și aveți 3 de bâte, ca și mișcare, călătorie, expansiune. Amândouă, roata norocului și 8 de bâte, toate, nu toate, și cu 3 de bâte. Și ele vorbesc despre călătorie, dar... Ce înseamnă călătorie? Nu doar că vă puneți în mașină sau în tren sau în avion și călătoriți. Nu, e călătoria voastră prin viață. Minciunile acestea pe care vi le-ați spus în legătură cu o căsnicie, cu un ideal, cu... Sau faptul că n-ați exprimat, cineva v-a zis, nu, că nu trebuie să exprime emoții, trebuie să... Să dai bani în casă. Nu, n-am nevoie să-mi spui mie dacă mă iubești. Tu dă bani în casă pentru copil, pentru aia, pentru aia, scuzați-mă. Nu știu, dau exemple. Știți și voi ce se întâmplă în viețile multora, da? Toate lucrurile acestea v-au ținut pe loc. V-au ținut pe loc în a vă explora adevăratul potențial. Vorbim de... Da, în a vă transforma. Ia ascultați, e enorm, undeva la povești pentru suflet. Vedeți povestea aia? Eros și Psihe. O poveste de dragoste. Nu știu dacă o să nu uiți, să o pun la sfârșitul videoclipului. Da? Și interesant, am vorbit de romantism. Aici probabil că este și transformarea unora. Sunt mulți care au făcut copii cu oameni care nici măcar nu au fost romantici cu ei, nu au fost erotici, nu au fost senzuali. O fi mesaj pentru cineva, cineva, trebuie să audă chestia asta. Și s-au trezit cu copii și ei și ele și suportă consecințele. Dar e o chestiune și de erotism, până la urmă, că 8 înseamnă casa scorpionului și avem luna în scorpion. E o transformare și la nivel erotic. Ca am zis, este o pasiune, eventual neexprimată. Da? În spatele măștilor, poate niște măști rigide. Da? Sobre, 7 de spade care păcălește. În spatele acelor măști aveți multă pasiune sau cineva are pentru voi sau voi aveți pentru cineva, da? Emoții intense, fericire, dar nu arătați, am zis valetul de cupe invers.
arătați că sunteți pragmatici, valetul de monede sau că, eu știu, vă ocupați de proiectele voastre financiare, de job, de alte chestiuni. Că scorpionul nu înseamnă doar bani, înseamnă și sex, înseamnă, da? Nu doar moarte și renaștere, înseamnă multe. De-aia zi, eu transformarea voastră. Manipulări emoționale de care ar fi ele. Corfi cu copii, corfi fără copii. Acelea le lăsați în urmă. Și dacă sunt conflicte în această transformare, le depășiți. Aveți și dragoste și dureri. Și suferință. Unii dintre voi încă mai meditați. Patru de spade. Stați pe loc în loc să acționați. Că am văzut roata norocului invers, am văzut 8 de putei invers. Ați stat pe loc, aici e păcăleala unora. Ați stat pe loc. V-ați gândit prea mult la reguli, la strictețe. 4, da? Dați în urmă ce am spus. Da? În loc să vă treziți, asul de spade și soarele, e o trezire a cuiva. E o dragoste care plutește în aer, dar care nu s-a putut manifesta din cauza unor trădări. De multe ne trădăm pe noi când stăm lângă oameni care nu exprimă, care nu arată, care ne păcălesc, vin, pleacă, dar nu oferă din suflet, da? Din cauza unor conflicte, a unor gelozii în viața voastră, a lor, a cuiva, dar trebuie să alegeți transformarea. Aș vrea totul să vedem. Aici este. Aici este secretul. Nici n-am nevoie să mai clarific. Aici este secretul. Da? Apropo de eclipsă. Doi de spade, asta înseamnă. Trebuie să alegeți între una sau alta. Măcar două variante, dacă nu chiar mai multe. O variantă este să stați cu capul în jos, să plângeți, să fiți depresiv, să nu voi cunoașteți un... Măi, și ce frumos e cap care se ridică în două picioare și dă din copite și își recapătă libertatea, nu? Și cel care trage la, da, la căruță, săracul, vai de capul lui. Da? Între această energie, ori a voastră, ori produsă, eu știu, de cineva, nu știu, de, da, așa, sau puterea. Ce frumos, să fiți puternici, să fiți autonomi, să fiți regali, să fiți conducătorii vieții voastre și romantici. Nu tirani, conducători, da? Care aduc dragoste. Trandafirul simbolul dragoste, da? Și momentul în care alegeți această transformare a voastră în esență, toate lucrurile încep să meargă. Că nu degeaba v-a apărut 3 de foc, călătoria. Lucrurile încep să se manifeste, se schimbă norocul. Poate trebuie să schimbați locul, să schimbați norocul. Începe să comunicați, comunicând intens. Aveți parte de revelații, de idei, de trăsnete, astea, idei. Cum să ai parte de idei dacă nu comunici? Astea sunt foarte faine, inclusiv puterea. Dar cum să ai parte de adevăre pe dacă nu comunici? Dacă stai, cum să vezi lumina dacă stai cu capul în jos, în întuneric? Și asta ține de măștile pe care le-am tot văzut și de fuga asta. 7 de spade, strategii. Cineva a învățat că e mai interesant să fii șmecher? Nu știu, sau să suportați șmecherii. De ce? E o chestie de șmechereală. Vedeți cum adaptați mesajul în viața voastră? Dacă cineva v-a trădat acasă, nu vă mai păcăliți? Transformați-vă viața. Fiți autonomi. Puteți și singuri. Nu trebuie să stați lângă oameni care vă mint și vă trădează. Nu, puteți singuri. O perioadă va fi singur.
va fi greu, să zic, o perioadă. Dar odată ce ați ales să nu mai stați în lacrimi, să nu mai stați la juc, să nu vă mai păcăliți sau să vă trădeze cineva, veți vedea ce puternici, puternice sunteți, chiar dacă aveți copii de crescut. Și ce dacă? Sunt atâtea mame care și-au crescut copiii simple și-au devenit super puternice. Tocmai prin chestia asta. Ceva e frumos. Probabil că lucrurile astea se mai întârzie un pic pentru că trebuie să vedeți dincolo de mască. Și repet acest lucru. Ține de 45 de împărați și de marele preot. Eventual puteți să mai căutați. Dacă n-ați înțeles din ce am spus eu, puteți să mai căutați. Sunt niște chestiuni. Dintre toate mesajele pe care le-am spus, sunt câteva doar pentru voi. Nu ar fi toate. Poate sunt toate pentru unii, pentru alții sunt doar câteva. Vedeți care sunt. Și intrați în mișcare în direcția pozitivă. Într-o direcție pozitivă. 3. E Mercur retrograd. 3 ține de Mercur. Mercur acesta retrograd. Poate. Vă ajută să vedeți dincolo de măști și să vă eliberați. Ar fi minunat. Ar fi minunat. Dar nu vă eliberați în timpul retrogradării. Chiar dacă acum a fost lună plină și v-ați făcut voi eliberările de, eu știu, ce trebuie, manifestările vor veni o lecuță mai încolo. Da? Cam asta e. Și dacă e să plecați în această nouă călătorie doar cu o traistă, înseamnă foarte mult cu nebunul. Aveți un potențial imens în față. Adică doar cu câteva lucruri ușoare, cu câteva reușite, cu câteva valori, cele mai importante valori, cu atât mai bine. Cu cât mai puține bagaje, cu atât mai ușoară va fi călătoria. Și veți, în timp ce vorbesc, apare asul de spade și veți ajunge la victorii, la adevăr. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Numărul 4, în final, cei care ați ales Aqua Marinu. Iar știți bine, Aqua Marinu e o piatră care ține de emoții, apropo de lună în Scorpion, de aspecte în Scorpion, Pești, Drac. Cu aspecte, nu zic musai zodii, poate aveți lună, poate aveți ascendent, poate, da? Dar aici sunt două nuanțe de albastru. Aici sunt și ape, sunt și... E și apă, e și vânt, e și aer, e și mental, e și emoție. Dar am spus, nu poți să ai emoții pozitive dacă nu ai gânduri pozitive. Și invers, dacă ai gânduri negative... Evident că vei avea și emoții negative. E o chestiune. Emoție și gând. Și atunci ceea ce realizați, da? E pe măsura gândurilor și emoțiilor voastre. Mare grijă. Unii dintre voi trebuie să vă lucrați chakra a cincea și a șasea, viziunea și comunicarea. Vedem. Hai să vedem numărul 4. Uf, ce multe. Adică nu sunt multe. Regele de aer. Interesant că vorbeam de mental și integritate. Cineva vă tentează. Regele de aer. Și vă gândiți, oare este doar o tentație sau nu e tentație? La capătul setului de cărți, 4. Dar apropo de gând, ce am zis? Mai. Ori. Interesant. Patru de pământ. După cum vedeți, acest personaj masculin, da, e foarte determinat să țină o structură. Dar ținând această structură, începe să sângereze, a obosit, eventual. Poate,
Să dați bani în casă, să munciți cu această albinuță în relații karmice. Pentru mine, 4 de monede reprezintă relații karmice. Posibil, pentru unii dintre voi, da, munciți. Sunteți stâlpul familiei, poate, unii dintre voi. Sunteți înțelepți, aveți logică. Nu știu cât de credincioși sunteți unii, dar sunteți. Aveți o rațiune suficient de bună cât să vină lumea să vă întrebe una alta și să aibă pretenții să-i susțineți într-o formă sau alta. Dar apare această, probabil, energie feminină care vă provoacă, regele de aer e principial, gemeni, balanță sau vărsător, varianta lor bună. Este principial. Încearcă să fie într-un adevăr al său. Dar chiar dacă este în adevărul său, ia uitați ce face, suferă. Nu știu cât mai e adevăr. Și apare o figură înțeleaptă, pasională, tentantă. Zic înțeleaptă că e o bufniță. Totuși. Pare o tentație, dar ar putea să nu fie chiar tentație. Și regele de aer stă și se gândește. Și probabil că aici este o... O să vedem ce alte cărți apar. Înțelepciunea voastră, nu zic că sunteți musai bărbați, e o chestie bărbat-femeie, energie masculină și energie feminină. Masculinul din voi se reține în fața unei tentații, pentru că vă puneți în gând o noțiune care ține de, eu știu, vă dezbateți în gândul vostru chestiuni care țin de integritate, de moralitate. Dar, interesant că această energie feminină începe să-și distragă atenția către gândul și chiar și emoțiile. Pune niște blocaje. Încearcă să se autoanalizeze. Dacă sunteți doamne, vă analizați în fața acestei situații, pentru că știți că cineva trebuie să aleagă. Iau că 2 de monede și 2 de bâte. Cineva trebuie să aleagă un bărbat între două femei. Și voi nu vreți să jonglați. Și nici să fiți jonglate. Și o femeie, un mesaj, vedeți, nu stau să vă creez scenariile, vă citesc cărțile. O femeie încearcă să se analizeze, să pună granițe personale, 7 de bâte. Și să-și orienteze de la gândul rece, întunecos, eventual, poate și tentația într-o formă sau alta este întunecoasă, da? Pentru că îți transmite stări emoționale neplăcute, da? Acest personaj se reorientează și o reorientează gândul către subiecte, să zic, spiritualitate sau către muncă, tocmai ca să-și vindece emoțiile și să, nu știu, de ce? Probabil că aici este bufnița, aici este manifestarea aceasta, înțelepciunea cuiva. Pare, știți, femei care sunt frumoase, dar sunt și deștepte. Și oamenii, unii bărbați, le tratează ca pe niște femei frumoase, probabil un mesaj pentru cineva, dar nu sunt doar frumoase, sunt și deștepte și își pun și ele problema. Stai mă, că de fapt, încă o dată cineva mă vede ca pe un corp frumos, de fapt nu vede înțelepciunea, nu vede inteligența mea, știți cum? Știți, da, haideți că știți, sunteți unele care... Ați trecut prin așa ceva. Încă cineva care se uită doar la oferta fizică și mai puțin la cea intelectuală. Poate că cineva vă vede mai puțin integre, da? E viziunea cuiva și de fapt voi sunteți foarte înțelepte. Sau invers, nu trebuie să fiți bărbați, poate să fie și femei. E o chestiune aici, vă rog frumos. Descoperiți mesajul. Analiză. Trebuie să vă analizați. Hai să vedem de ce ar trebui să vă eliberați. Să vă găsiți integritatea.
Cavalerul de bâte, da? Atracție sexuală, am zis cineva, este atras sexual, e un alt personaj. Încă o carte. Uf! Au! Atracție în afara căsniciei. Că tot am vorbit de principii, de relația karmică. Pentru mine căsnicia este o relație karmică. Foarte rar căsnicile sunt într-adevăr relații darmice. Foarte rar. Și probabil că dacă aveți a face cu flacăra voastră geamănă, aceasta și-a dat seama. Este un potențial. Puteți să fiți împreună. Dar pentru a fi împreună înseamnă foarte multă muncă, înseamnă conflicte. Ia uite, apare împăratul, că vorbeam de flăcări gemene. Înseamnă ca energia masculină să iasă din programele karmice și să manifeste autoritate, autonomie, în sensul bun al cuvântului, să manifeste. Altfel, nu se va manifesta acest potențial de a fi împreună. Mai. Cavalerul de bâte, marele preot și 10 de monede. Familie. Poate în familie cineva a fost învățat să vină, să plece, nu știu. Poate cineva are o familie în urma unei aventuri. Sau aventura cu cineva, aha, interesant. Vă face să vă gândiți ce ar fi să fiu, să mă căsătoresc cu acest personaj, că mă satisface din punct de vedere erotic, sexual. Dar dacă vă gândiți doar așa, pierdeți foarte mult. Pierdeți foarte mult. Inteligența cu care vine cineva aici este o bufniță. Energia, forță, aici un ghepard, e o forță. O putere. Ne-a trebuie să alegeți. Blocajele mentale. Mai, e un suflet pereche. Care nu se poate manifesta încă din cauza unor relații karmice. Asta e. Adevărul. Ăsta e adevărul. Și am zis, posibil pentru unii sufletul pereche să apare sub forma tentației. Sau în relația karmică. Vedeți unde sunteți? În relația karmică. Pentru unii poate să fie și o aventură la locul de muncă, pentru unii dintre voi, dar în relația karmică. Ori aveți parte de un partener, parteneră, care este mai puțin corect și cu care probabil legătura a fost mai degrabă fizică decât, nu știu, de altă natură, profundă. Dar eu așa văd că posibil să fie și acolo niște probleme, acasă, în familie, la locul de muncă. Dar mare grijă pentru unii dintre voi care ați fost crescuți, educați, marele preot, să vă gândiți mai degrabă la bani, la sex și mai puțin la potențialul spiritual al unei femei sau al unui partener. Nu întâmplător această carte. Nu întâmplător. Are o bufniță. Are emoții. Să vă gândiți că această femeie sau femeia în general are și emoții, are și inteligență, are și forță. Nu e doar un corp. Nu știu, e un mesaj pentru unii dintre voi. Poate unii sunteți misogini și trebuie să vă transformați. Poate unele doamne aveți de-a face cu misogini și trebuie să... Da? Să spuneți stop! Cadru! Asta e. Și misogini pot să fie chiar și stâlpii familiar. Mă, fără nicio scuză și nici așa. Da? Doar pentru că țin familia și dau bani în casă, dar au o atitudine... Pentru cine o fi este mesajul. Dar de lucrul acesta trebuie să vă eliberați. Obsesia pentru bani, pentru falsa stabilitate, pentru sex și iar pentru aventurisme. În afara căsătoriei, eventual. Regele de aer,
Gemeni, balanță, vărsător, Taur, că tot e soare în Taur. Acum, în perioada asta, ar trebui să vă eliberați la această lună plină, Scorpion. În opoziție cu soarele din Taur. Sau poate Taur și cu 10 de monede. Aveți pe cineva cu marcaj în Taur, Capricorn sau Fecioară. Se pare că și ceva foc este într-o formă sau alta. De lucrurile acestea ar trebui să vă eliberați. N-are rost să spun mai mult. Am spus suficient cât să vă deranjeze eventual. Dar asta e. Etalele acestea nu le facem ca să vă simțiți bine, chiar dacă e un canal de entertainment. Hai să vedem. Spre ce mergeți? Ups! Regina de bute invers? Ups! Deci e o obsesie, atracție super, asul de foc, 10 de cupe, diavolul și spânzuratul. Pe de o parte, dacă sunteți căsătoriți, vă ține căsătoria, dar pe de altă parte, vai de acea atracție, este între voi și cineva. Regina de bute invers. Mai dăm o carte. De ce mergeți? Aici este... Asta să nu mai zic. Nu mai zic până nu vin și alte cărți. Mai dăm o carte. 8 de cupe. Aha! Interesant. 8 de cupe. Și roata norocului. Ieșiți, dar dacă cineva v-a trădat, poate. Poate sunteți bărbați și v-au trădat soțiile. Why not? Se întâmplă. Se întâmplă. Asta nu înseamnă să gândiți că toate femeile sunt la fel. Da? Toate femeile sunt. Nu. Acum, roata norocului 10 de spade. Nu mai stați în această suferință. Bărbați, femei, cioți, fii, că și bărbații suferă, nu doar femeile. Da? Schimbați energia. Și cum schimbați? Lăsând în urmă. Ori, dacă sunteți voi aventurieri, tendința voastră de a fi aventurieri, ori femeile de proastă calitate care vă atrag doar sexual. Era un citat. Vai, cum îi zice acel? Cum era acel citat, mai? Îmi scap. O să-l pun la un moment dat. O femeie frumoasă fizic. O femeie frumoasă fizic vă poate satisface o noapte. Sau două, sau câteva, sau câțiva ani. Dar o femeie care este și frumoasă fizic, dar și inteligentă, uitați aici bufnița, și puternică cu ghepardul, vă poate satisface o viață. Și aici aveți, bărbați, femei, ceva de lăsat în urmă. Ori un aventurier, ori un stil, da, în care atrageți. De ce atrageți oameni de ăștia? Pentru că ori voi nu aveți încredere, regina de bute nu are încredere în ea. Da? Și atunci atrageți oameni care vin, pleacă, vin, pleacă și preferați chestiuni de scurtă durată, pasiuni, în afara căsătoriei, pentru că acolo poate în căsătorie nu e ceva în regulă. Nu știu. Poate unul este foarte rece în căsătorie, foarte sobru, dă bani în casă, stâlpul familiei, regele de spade și femeia are nevoie de mai mult. Sunt variante, vedeți? Sau poate invers. Femeia se duce și... Ce-s bărbat? Să zice, că toate sunt la fel. Nu, nu sunt toate la fel. Eliberați-vă emoțional, apropo de lună în Scorpion. Lună, Venus în Scorpion. Dacă aveți Venus în Scorpion sau o planetă în Scorpion, atrageți genul ăsta de situații, tocmai ca să vă transformați. Eliberați-vă de acest gen de femeie sau de acest... Sau poate și bărbat, da? Lăsați în urmă trădările, că sunt niște trădări pe chestiuni de moralitate, de integritate și mergeți către 8 de cupe, merge către 9 de cupe, către dragoste față de voi și în momentul în care aveți dragoste și vă respectați, atrageți oameni care vă iubesc, care vă respectă. Mai dăm o carte.
mai unii dintre voi ați renunțat la femeia divină pentru o femeie de duzină? E un mesaj. Femeia divină și femeia de duzină. Ori din cauza mentalității, regele de aer are o mentalitate, educația primită acasă, căsătoria, dar chiar dacă sunteți căsătoriți, nu știu cum să zic, repet, să dați cu piciorul 5 de monede la împărăteasă, la femeia divină, din cauza că aveți conflicte acasă cu cineva care vă provoacă suferință, vă pune, deci, poate personajul de acasă vă înșeală, nu știu ce se întâmplă aici, dar e ceva, pe de-o parte vă înșeală, pe de-o parte e gelos, geloasă. Păi, știți că au să n-au oameni pretenții, nu sunt integri, dar au pretenții să fiți voi fideli. Lipsei lor de integritate. Narcisiști, evident. Mai dăm o carte. Spre ce mergeți? Hai, mă, așa, mă. Greu, dar mergeți. Nu știu pentru cine am citit. Vă rog frumos să vă decriptați mesajele. Haideți să înțelegeți un lucru. Fac o pauză pentru unii dintre voi și continui. Tarotul oracolele. Oracolul din, eu știu, din antichitate, da? Și tarotul folosește un anumit limbaj care este variabil de la om la om. Fiecare e ca o ghicitoare. Voi trebuie să vă decriptați mesajul. Voi trebuie să ghiciți, de fapt. Nu noi. Cine se fixează pe scenariile pe care le primesc în etalările generale, chiar și personale, face o... se păcălește. Pentru că, știți, și marile învățături și parabolele pe care le citim în Biblie au mai multe niveluri de cunoaștere. Și toate mesajele astea sunt pe mai multe niveluri. Prima oară, vă eliberați de un anumit mental. Pe urmă, la, urmează pașii. Deocamdată, dacă vă eliberați de regina de bute invers, un personaj care vă controlează eventual, care este aventurieră sau aventurier, care nu are încredere, poate e lipsa voastră de încredere și permite lipsa voastră de încredere în erotismul vostru, în pasiunea voastră, în multe, sunt multe, vedeți unde sunteți. E o regină de bute distorsionată, decăzută. Care nu manifestă decât fizicul, dar care n-are nici putere, nici înțelepciune. Are doar coarne. Vedeți? Pentru că dacă imaginea voastră se fixează pe femeie doar pe corp, goală, wow! Și nu mai vede dincolo, asta-i atrageți numai genul acesta de situații. Înțelegeți? Deci eliberarea de acest personaj sau stil de viață sau felul vostru de a fi sau oamenii pe care i-ați atras până acum va fi destul de greuț. Ați văzut mai devreme, a spus împărăteasa în 5 de monede. Ori voi ca și femeie nu v-ați văzut sacralitatea, divinitatea, valoarea din cauza că a stat lângă narcisiști, lângă mitoman, lângă misogin și trebuie să mergeți, să vă descoperiți roata norocului, să vă schimbați energia, să vă destinul, karma în sensul bun. Până acum ați suferit, da, karma, până acum ați suferit karma. Ca să ajungeți să vă bucurați de darmă, trebuie să lăsați multe lacrimi. Întotdeauna ultimul număr e mai complicat. Că e 3, că e 4, că e 5, ultimul număr e... Da? 4, da. Nu. 5 de cupe, 5 de monede. Interesant, 5 cu 5 fac 10. Dar 5 de cupe înseamnă dor imens. Doriu nu văd boarte, dar e...
Doliu emoțional, pentru că ați suferit foarte mult, pentru că cineva v-a pus în triunghiuri amoroase, sau cineva a ales, sau voi ați ales pe cine nu trebuia, ori altă persoană a ales altă persoană. Se întâmplă. Pentru... Hai să vă mai zic eu multe povești, da? Se întâmplă la un moment dat să apară dragostea în viața voastră. A noastră. O dragoste adevărată, un suflet pereche. Și să n-aveți încredere pentru că ați trăit niște situații neplăcute cu alte persoane. Și tocmai pentru că n-aveți încredere, pentru că proiectați acel trecut pe acea persoană care vă poate oferi totul, da? Și refuzați acel tot, acel dar divin, mai trebuie să mai treceți un pic prin karma. Dar partea bună, nu vreau să vă deprim mai mult decât e cazul, partea bună este că mergeți spre schimbare de energie. Nu e ușor, aici asta vreau să scot în evidență, nu zic că e ușor, pentru că mi-arată cărțile, trădare, acasă, într-un sistem de gândire. Aici ați suferit. Dar bărbați, femei, ce sunteți, schimbați gândul din întuneric în lumină. Poate că nu toate femeile sunt tentații. Unele mai au și altceva dincolo de corp. Sunt niște mesaje pentru unii dintre voi. Dacă voi, doamnelor, ați fost puse în niște situații neplăcute, vă rog, din tot sufletul, căsătorite, necăsătorite, să schimbați energia. Pentru că la un moment dat, lăsând în urmă această dramă, e o dramă, a unor oameni care au ales numărul 4, lăsând în urmă această dramă, puteți să descoperiți, rămâne în zona nedescoperită sau nemanifestată, regele de cupe care reprezintă dragostea adevărată. În primul rând să descoperiți că iubiți. Poate narcis, sau cineva cu tendințe narcisiste, cu tendințe egoiste, preluate din familie, prin educația pe care ați primit-o la un moment dat, ați manifestat aceste tendințe și în familia pe care o aveți. Sunt sinceră, nu vreau să menajez pe nimeni. Și trădările, suferința pe care o simțiți la un moment dat, într-o anumită situație, vă vor provoca să vă schimbați energia, să schimbați și direcția, să mergeți înspre alte persoane și să descoperiți că voi puteți să iubiți mai. Regele de cupe poate să iubească necondiționat. Și când zic necondiționat, nu mă refer musai. Că acceptați să fiți trădați la infinit. Asta e o mare prostie, pardon. Nu asta sugerez. Nu. Să iubești necondiționat înseamnă... Veți înțelege că... la un moment dat, când va fi timpul. Nu trebuie să vă mai explic eu. Wow, turnul, separare. De cine? Am zis că v-ați întâlnit cu sufletul vostru pereche. Da. Regele și regina de cupe. Ei, sunt aici cei doi. V-ați întâlnit. Dar din cauza unor secrete, a unor bârfe, poate, a nevoii cuiva, de bani, aventurismul cuiva, nu știu, sunt multe intervenții, da? S-a produs schimbarea turnului, separarea dintre voi. Și totuși această separare a fost necesară ca cineva să înțeleagă că acea întâlnire este o întâlnire de destin și o perioadă va trebui să suporte karma, faptul că a proiectat pe acel personaj, pe sufletul său pereche, pe flacăra sa geamănă, a proiectat etichetele personajelor din trecut. Bărbați, femei, nu contează. Da? Dar după această separare se va ajunge la dragoste. Cineva va înțelege că, de fapt, dragostea... Da. Adevărul că fără să suferi, nu știi că iubești. Nu. Nu știi că iubești până nu suferi. Și sunt oameni care au pus pe alții să sufere și... Doamna, trebuie să sufere și ei. Valetul de monede. Invers. Asta l-am mai citit. Turnul și... Da, turnul și... Cineva a sunat. Probabil că ați vrea să comunicați și încă nu puteți.
A venit un telefon, dar nu mai știu cine a sunat. E o separare între voi. Ia. Roata norocului. Mai da. Hai, cărțile frumoase pentru numărul 4. Hai, mă, ce frumos! Iar vrea să revină, dar acum am amestecat regele de cupe. Chiar o să iubiți. O să mergeți către dragostea adevărată. Aveți parte de trezire. Mai dă, mai dă, mai dă și ceva frumos pentru numărul 4. Da, veți comunica, veți manifesta. Acum apare valetul de monede, nu acum, în viitor. Valetul de monede în poziție normală. Deci separarea asta care se produce, poate sunt multe drame, poate sunt multe separări, divorțuri, chestii. Ceva se întâmplă. Să vă trezească la o nouă realitate. Și sigur v-ați întâlnit cu sufletul vostru pereche, cu care veți manifesta dragostea adevărată și un soi de stabilitate, pas cu pas, încetişor. Dar aveți multe de lăsat în urmă și posibil o perioadă, dacă ați refuzat acest suflet pereche, va trebui să simțiți un pic karma. Da. Dacă nu aveți puterea, dacă știți că n-ați făcut nimic de genul ăsta și alții au făcut, aveți puterea să lăsați această suferință în urmă. Aveți această putere. Da. Hai mai un cărțulie totuși. Hai mai dăm ceva pentru numărul 4. Că au venit... Împăratul! Bărbați sau femei. Vă veți regăsi stabilitatea lângă altcineva, dar adevărata stabilitate în dragoste. Într-o relație care e predestinată să fie în dragoste și în valoare. Da? Acolo vă veți găsi adevărata stabilitate. Adevărata, repet, pentru că e foarte important, apropo de regele de spade. Care probabil că acum se trezește, își dă seama de niște lucruri. Bărbați, femei, ce sunteți? Dacă sunteți femei, mergeți înspre un bărbat care vă va fi de ajutor și vă va oferi și dragoste. Îi veți întâlni în momentul în care lăsați sentimentul de victimă. Da? Vă hotărâți să lăsați în urmă toată suferința. Nu știu exact cum se manifestă mesajele în viața voastră, dar în momentul în care lăsați suferința, de 5 de cupe, 5 de monede, 8 de cupe, regina de pute invers, în momentul în care le lăsați, atunci va apare. Atunci va apare întâlnirea, eventual dacă nu v-ați întâlnit, cu regele de cupe. Și regele de cupe nu vorbesc de zodie, vorbesc de energie. Un personaj care vă iubește din tot sufletul. Da? Cu care creați ceva. Pas cu pas veți ajunge la stabilitate. Eventual, pas cu pas, în bărbatul. Dacă sunteți bărbați, veți întâlni un personaj cu care veți descoperi cea adevărată dragoste. Dar pentru asta trebuie să lăsați în urmă pe cele care v-au trădat. Eventual o mentalitate. Și pas cu pas, valetul de monede, va trebui să studiați cum să manifestați și această dragoste necondiționată, dar și bărbatul divin din voi, aici vreau să ajung, bărbatul divin din voi, una e să fiți stâlpul familiei, să ții niște oameni în jurul tău, da? Pentru că ești puternic, regele de spate e puternic, e rege totuși, da? Și alta e să fii împărat. Și alta e să ții un grup, nu doar familia, un grup. Și să fii stâlp, să fii ghid pentru un grup mai mare. Să-ți cunoști divinitatea, bărbatule, să-ți cunoști divinitatea. În sensul bun al cuvântului, da? Nu mental. Karmic. Da, e frumos. Bine, vedeți. Regina de cupe și doi de cupe. V-am arătat și mai devreme. Uitasem eu de ele. Deci v-ați întâlnit. Dar e un blocaj aici. Cineva încă, probabil semnul de aer sau semnul care este foarte prins în karmă, încă nu știe ce să aleagă. Păi ce să aleagă? Ori stați în lanțuri, ori mergeți către sufletul vostru pereche. Chiar dacă sunt blocaje, chiar dacă sunt lupte de dată, asta e.
lucrurile valoroase nu se capătă ușor. De-aia nu vă mulțumiți cu o aventură, nu vă mulțumiți cu femei de duzină, cu bărbați de duzină. Sunt niște chestii, mai, sunt niște chestii.